În pragul sărbătorilor de iarnă, două familii din județul Prahova au avut parte de surprize neplăcute. Doi șoferi neatenți au pierdut controlul într-o curbă periculoasă și au aterizat cu mașinile în curțile oamenilor. Mai mult, unul dintre autoturisme a reușit să fisureze și o conductă de gaze. Primul accident a avut loc puțin înainte de ora 21. Acești oameni au auzit o bubuitură puternică în fața casei. Când au ieșit să vadă ce s-a întâmplat, au fost orbiți de farurile mașinii care le-a dărâmat gardul și le-a fisurat conducta de gaze. Departe să fie speriați, oamenii și-au ieșit din fire. Scenariul, spun ei, se repetă cel puțin o dată pe lună. M-am săturat de gardul ăsta. Eu m-am săturat de atâtea accidente. Gardul meu e rupt de enorm. Mie nu mi-a dat niciun despăgubire. Acum a spart și țava de gaz. Să vie să repare. După nici 10 minute, vecinul oamenilor a pățit la fel. Ce să relatez? Nu știu câte ore. Este numai anul ăsta de când îmi intră în gard. În fiecare an repar gardul. Da, e foarte periculoasă curba. Păi dacă îmi filmați tot gardul, numai peticit este. S-au produs două accidente cu bagul material. În sensul că un autoturism marca BMW, care circula dinspre Ploiești către București, a părăsit partea carosabilă și a intrat în gardul unui imobil. Și al doilea, la un interval de 7-8 minute, aceleași condiții. Cel de-al doilea șofer a reușit însă să îmbuneze pe oameni. Eu am vie la Valea Călugărească și duc la București, unde abia mă așteaptă pentru Crăciun și e mașina plină, de aia. Uite, sunt și stropi de vin și de... 10 lei de căciulă care vrea să dau autoturism. Ambii șoferi au demonstrat că nu au băut înainte să urce la volan. Proprietarii caselor speră că îi vor ajuta să-și ridice din nou gardurile.